Începe prin a arăta un grup de bărbați într-un tren care urmează să pareze cu un bărbat pe nume Sido. El este provocat de tot să facă o cascadorie în timp ce trenul este în mișcare, iar aceștia îi vor înregistra acțiunile. Nu este în firea lui Sido să se retragă de la astfel de acte triviale. De fapt, este atât de obsedat de a-și risca viața încât primește porecla de crack în satul său. La întoarcerea acasă, tatălui Sido este furios pe el deoarece continuă să facă cascadorii periculoase și adesea ilegale, ceea ce duce la întâlniri frecvente cu poliția. Tatăl său chiar își folosește banii de pensie pentru a scoate pe Sidu din închisoare. Tatăl său pe nume Bridges Dixit a fost un fost atlet care a câștigat 3 medalii de bronz la Commonwealth și acum se bucură de pensia finanțată de guvern. Cu toate acestea, Sidu nu vrea o viață în care să-și vadă poza în ziar sau să devină faimos. Sidu vrea să facă bani din sporturi care îl provoacă. Auzind asta, Dixit se enervează și mai tare, pentru că dacă Sidu vrea doar bani, tatălui i-ar da totul. După ce vede toți acei bani, Sidu nu poate decât să rămână tăcut, pentru că nici el, nici părinții lui nu îndrăznesc să atingă un bănuț din acei bani, deoarece acei bani au costat viața lui Nihal, fratele mai mare al lui Sidu, care a murit urmărind un joc sportiv extrem. Furios de această amintire, Sidu alege să plece de acasă pe motocicleta sa. Se pare că atunci când Nihal era în viață, erau foarte apropiați, deoarece amândoi se bucurau de activități extrem de periculoase și care îi puneau viața în pericol. Chiar intrau și ieșeau frecvent din închisoare în această cauză. Din acest motiv, Sidu îl admira pe Nihal și dorea să-i depășească nebunia într-o zi. De fiecare dată când făceau ceva riscant, se asigurau că înregistrează și trimiteau adesea videoclipurile pe un site cunoscut sub numele de Maydown, care organiza competiții cu premii mari în bani. Timpul trece și ei continuă să se angajeze în activități periculoase, în ciuda faptului că sunt adesea prinși de poliție. În cele din urmă, după multă așteptare, Nihal primește în sfârșit o invitație oficială de la Maydown pentru a participa la o competiție. Dev, persoana responsabilă cu jocul și campionul neînvins în mai multe competiții anterioare, selectează participanții pentru competiția Maydown, care atrage oameni din întreaga lume. Scena se mută la Zack, care își întâlnește șeful și îl informează că Philippus este deja la locație. Dev îl invită apoi pe Philippus să joace cu el pe funie pe care o folosesc ca pasarelă. Cu toate acestea se dovedește că Dev intenționa să-l omoare pe Philippus, deoarece acesta colabora cu poliția oferindu-le informații pe organizație. Pe de altă parte, la secția de poliție din Polonia, o femeie pe nume Patricia îi spune superiorului ei că jocul Maydown este ilegal și extrem de periculos, iar Dev este suspectat că introduce ceva foarte periculos în țara lor. Cu toate acestea, Thomas argumentează că ceea ce fac ei nu s-a dovedit a fi o amenințare națională. De fapt, Thomas este furios pe ea pentru că a cauzat moartea informatorului lor și ordonă Patricii să nu mai intervină, deoarece intenționa să predea cazul către Interpol. Între timp, Sidu este văzut relaxându-se pe plașă când un bătrân se apropie de el și oferă un balon care se dovedește a fi o invitație specială de la Maydown. Știind asta, Sidu nu poate crede că a fost ales ca unul dintre participanți și îl urmează imediat pe bătrân într-o barcă care se îndreaptă spre sediul Maydown. Pe de altă parte, Dev examinează un obiect care a sosit din străinătate, iar obiectul era plutoniu, cel mai important material în fabricarea bombelor nucleare. Se pare că Dev intenționa să-l vândă mafiei din țară, dar fără știrea celor patru oficiali de top ai Maydown, deoarece el intenționa să folosească numele Maydown ca acoperire pentru comerțul său. Între timp, Dixit este foarte îngrijorat de fiul său, deoarece Sidu nu s-a întors acasă de la cearta lor. Dixit chiar încearcă să se intereseze la poliție, deoarece Sidu ar fi putut fi arestat din nou. Cu toate acestea, Paul îl informează că Sidu nu este acolo, indicând că ar putea fi în pericol în altă parte. În timpul călătoriei spre Maydown, Sidu se trezește din somn și halucinează că îl vede pe Nihal lângă el. În acel moment, Nihal întreabă pe fratele său de ce a venit la Maydown și îl îndeamnă să se întoarcă acasă. Nihal arată apoi lui Sidu că a fost acolo odată și acum s-a întors ca și cunoștința lui Sidu. Cu toate acestea, Sidu îl asigură pe Nihal să nu-și facă griji cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla, deoarece va câștiga și se vor întoarce în siguranță. Auzind asta, Nihal doar zâmbește și îl încuraja să rămână hotărât să-și îndeplinească visele. După o lungă călătorie, Sidu și alți 31 de jucători ajung la palatul lui Dev și sunt întâmpinați la Maydown. După aceea, se vor confisca telefoane și nu vor putea contacta pe nimeni din exterior și nu trebuie să scoată niciodată brățările care le-au fost date, deoarece brățările servesc la monitorizarea fiecărui detaliu al participanților. Se pare că există 3 curse cu un premiu total de 800 de milioane de dolari. Câștigătorul primei curse va câștiga 160 de milioane de dolari, 240 de milioane pentru a doua cursă și 400 de milioane pentru a treia cursă. Campionul Maidanului are șansa de a-și dubla câștigurile provocându-l pe Dev. Dacă participantul reușește să-l învingă, banii sunt garantați, iar faima este neimaginat. După aceea, 5 oficiali Maydan care văd noi participanți la competiție sunt foarte entuziasmați, în special Mark, tatălui Dev, care consideră Maydanul cel mai prețios lucru din viața lui. Între timp, la secția de poliție din Polonia au primit informații că jocul Maydan va începe din nou în curând, iar cei 32 de participanți sunt afișați pe site-ul Maydan, iar Sidu este cel mai interesant participant pentru ei, deoarece Sidu are un istoric acolo, pentru că fratele său Nihal a concurat în finală în urmă cu 4 ani împotriva lui Dev și în cele din urmă a murit. În scurt timp după aceea,
Dev se întâlnește cu un client important undeva și oferă plutoniu, unde aceștia pot lua marfa din fața lor dacă oferta este agreabilă. Odată ce plata în avans este primită, Dev va trimite prompt celelalte articole către ei. Noaptea, participanții la Maidan li s-a oferit o petrecere pentru a-și elibera tensiunea, deoarece a doua zi toți participanții vor începe să concureze în competiție. Gianni Tau, un operator de la Maidan, supraveghetor lor la petrecere, a spus lui Sidu că trebuie să respecte regulile de la Maidan dacă dorește să plece în siguranță și să se întoarcă acasă în brațele părinților săi. Auzind asta, Sidu și-a amintit de părinții săi și a încercat să împrumute telefonul Janitei pentru a-și suna părinții. Sidu a reușit apoi să se conecteze cu mama sa și a spus că este bine și și-a cerut scuze pentru că se află acum în altă țară. În același loc în care a mers Nihal, Sidu și-a cerut scuze și tatăl său pentru tot ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, le-a promis că se va întoarce acasă cu o geantă conținând premiile competiției. După aceea, participanții bucurau de petrecerea din clubul de noapte, unde puteau profita de ocazie pentru a se cunoaște mai bine. Accidental, Sidu a fost-o pe influențăriță de la Maidan pe nume Alia și a fost foarte fascinant de la prima vedere când a văzut-o. Sidu a încercat apoi să se apropie de ea, dar Alia i-a spus că dincolo de posibilitățile sale. A doua zi, prima rundă a meciului era pe cale să înceapă și cei 32 de participanți erau foarte entuziasmați să participe la competiția la care urmau să joace. În același timp, Alia a fost văzută făcând o transmisie live în competiție care putea fi văzută de toată lumea din alte țări prin intermediul site-ului oficial al Maidanului. În arena de joc erau de asemenea mulți oameni care urmăreau meciul și mulți dintre spectatori pariau pe unul dintre participanți acolo. De altă parte, mama lui Sidu, care s-a întors de la cumpărături din piață, a fost invitată de prietenii lui Sidu să urmărească jocul în care urma să joace. La scurt timp după, Deva a venit la arenă cu un elicopter și a explicat toate regulile primului joc. Se pare că sunt 16 steaguri pe camioanele care vor accelera până la 160 de km pe oră, iar jucătorul care reușește să prindă unul dintre acele steaguri va avansa în următoarea cursă, deoarece jumătate dintre participanți vor fi eliminați în această rundă. Pentru a le ușura urcarea pe camion, există carturi pe care le pot conduce, dar controlate de la distanță. Odată ce pot conduce cartul, participanții au control manual și trebuie să urce cât mai repede posibil, deoarece fiecare cart are un contracronometru încorporat diferit. Câștigătorul va avansa în runda următoare. De după mult timp, jocul a început în sfârșit și fiecărui participant i s-a oferit un instrument pentru a obține cartul. Unii participanți încep să elaboreze strategii pentru a obține un cart care să-i ducă mai aproape de camionul care transportă steagul. Cu toate acestea, când carturile erau pe care se iasă din cuștele lor, există încă un obstacol care a cauzat răsturnarea cartului Sidu. În ce moment acțiunea sa i-a uimit pe toți spectatorii, deoarece nu le venea să creadă că Sidu a supraviețuit după incident. După aceea, Sidu se afla acum într-un car condus de Alfonso, unul dintre participanții din Africa. Se pare că obstacolul din joc nu este doar o barieră care obstrucționează calea cartului din interiorul cuștii. Există o bilă de fier care se leagă în mijlocul piesei de cart, ceea ce face ca unii participanți să fie eliminați fiind aruncați de bila de fier. În mod similar, Sidu și Alfonso au fost afectați de aceasta. Deși nu au fost loviți de bila de fier, resturile de la carturile altor participanți au făcut ca și cartul lor să restoarne. Din fericire pentru ei, cartul pe care îl conducea era conectat la un dispozitiv pe unul dintre carturile altor participanți și cartul lor a tras mai departe. Așadar, ei mai au șansa să avanseze din prima rundă. Nu după mult timp, jocul se încingea și aproape că ajungeau la apogeu. Wer Martin, un participant din Egipt, a ieșit câștigător în această primă rundă și a avut dreptul la un premiu de 160 de milioane de dolari. Unii participanți au reușit de asemenea să urce pe camion și să obține steagul Maidan, astfel încât să poată avansa în runda următoare. La cei urmă au mai rămas 3 steaguri, făcând publicul tensionat. După aceea, un participant din China, pe nume Liana, a obținut unul dintre steagurile rămase, urmat de Alfonso, care concura pentru steag cu Ian. Sidu a făcut de asemenea un efort puternic pentru a obține unul dintre steagurile rămase, pe care și Ian îl dorea. După aceea, Sidu a reușit să prindă steagul rămas, iar acțiunea lui a fascinat cu adevărat pe toți cei care urmăreau jocul. Oamenii au fost foarte mulțumiți de ceea ce a făcut, inclusiv mama lui Sidu și Alia, care acum erau cu adevărat încântați de acțiunile sale. Cei 16 participanți care au avansat în siguranță în runda următoare au urmărit clar cum tovarășilor au murit în arenă. Dev a felicitat apoi pe cei care au avansat și a spus că dacă vreunul dintre ei ar muri precum ceilalți participanți, suma de bani pe care au câștigat-o până acum va fi dată familiilor lor de acasă. Maidan nu-i va jeli pe cei care au murit astăzi, în schimb ei vor sărbători viețile și morțile lor. Așadar, Dev i-a rugat să nu fie triști, deoarece cei care au murit erau eroii lor. După aceea, Dev a sugerat de asemenea să se bucure de noapte și să se distreze după o zi atât de obositoare pentru toți. În acea noapte, în club, Ale este încântată să vadă că Sidu a supraviețuit și a avansat în runda următoare. Apoi îl invită pe Sidu să părăsească sediul Maidan să se bucure de această noapte cu bucurie, inclusiv să treacă pe la apartamentul ei pentru a savura momente intime înainte de a începe runda a doua. După ce s-a bucurat de noapte alături de Alia, Sidu plăna să se întoarcă la sediul Maidan. Totuși, Patricia, care era mașina lui Sidu, i-a propus să lucreze împreună. Mi-a explicat apoi că era inspector și știa că Sidu era unul dintre participanții lui Maidan. Patricia a cerut apoi lui Sidu să placeze un chip
lângă Dev pentru a putea asculta toate conversațiile lui. În plus, Patricia auzise că Dev aducea un transport în țară care ar putea fi o amenințare pentru Polonia și avea nevoie de ajutorul lui Sidu pentru a-l prinde pe Dev. Se pare că Sidu a trebuit să se conformeze cererii ei, deoarece dacă refuza, Patricia l-ar fi închis pe viață, pentru că a intrat în această țară fără pașaport a doua zi când Sidu era pe cale să intre în sediul Maidan. Dintr-o dată din spatele, Zec l-a lovit cu o sticlă până când aceasta s-a spart. Zec era furios să-l vadă pe Sidu cu Patricia, care era o polițistă care încerca să-l prindă pe Dev. Sidu încearcă să explice ce s-a întâmplat în timpul întâlnirii, dar pare inutil și alege să fugă de acolo. După acea luptă între Zec și Sidu a fost inevitabil până când amândoi au intrat în camera lui Dev. Simțindu-se dezavantajat, Sidu i-a spus lui Dev că polițistul l-a urmărit, că Patricia a discutat despre ceva legat de contrabandă în Maidan și a ordonat lui Sidu să plaseze un chip lângă el. Totuși, Sidu a refuzat să colaboreze cu Patricia, deoarece scopul lui de a veni în acest loc era doar să devină câștigător. Auzind explicația, Dev a crezut într-o anumită măsură și a distrus chipul pe care l-avea. Dev i-a cerut apoi lui Sidu să se odihnească în camera lui. Totuși, înainte de a pleca, Sidu a ridicat colierul cu cruce căzut al lui Zec și a spus că nu va mai fi blând cu el dacă îl va invita din nou la luptă. A doua zi, Zec se afla într-o locație pentru a ridica plutonul pe care îl comandase din străinătate. Totuși, Patricia și câțiva ofițeri de poliție au sosit la fața locului pentru a dejuca tranzacția. Zec a fost capturat cu succes de Patricia, dar pachetul care conținea plutoniul nu a fost reușit să fie scos ilegal din locație. Un timp mai târziu, înainte de a începe a doua rundă a jocurilor Maidan, Dev a primit vestea că Zec a fost arestat de poliție. Dev a intrat în panică la auzul acestei vești, deoarece acest lucru ar putea distruge toate planurile pe care le făcuse. La fel și executivii Maidan, care după ce au auzit de arestarea lui Zec de către poliție, au ales să anuleze runda a doua a jocului pentru a evita cel mai rău scenariu care ar putea dăuna imaginii Maidan. Pe de altă parte, Patricia le-a spus subordonaților ei că i-a dat lui Sidu cele două chipuri pe care le-a plasat pe colierul lui Zec. Astfel au putut afla locația tranzacției. Patricia l-a interogat apoi pe Zec fără să se aștepte să găsească un fișier dintre bunuri foarte periculoase care intrau în țară, dar el nu a vrut să vorbească indiferent de ce i-au făcut. Totuși, lucru este sigur, Patricia avea de gând să-l omoare pe Sidu la fel cum i-a omorât fratele. La scurt timp după aceea, Patricia a primit un apel de la Sidu spunând că viața lui era în pericol, deoarece Dev știa că el a dezvăluit locația lui Zec. Simțindu-se vinovată că l-a implicat pe Sidu în cazul ei, Patricia a cerut să meargă la locația GPS care îi va fi trimisă. Totuși, s-a dovedit a fi o capcană pentru ca Dev să-l poată salva pe Zec în acel loc. La scurt timp după aceea, Sidu a ajuns la locația indicată de Patricia, la fel și oamenii lui Dev care au plantat în secret bombe în toată zona. Patricia s-a întâlnit apoi cu Sidu, care ajunsese la locație și a spus că i-a aranjat zborul spre India. Totuși, oamenii lui Dev au început brusc să tragă în acel loc, forțându-i să fugă. După ce l-a salvat cu succes pe Zec din locație, amândoi s-au pregătit să plece. Văzând că Dev și Zec încearcă să plece, Patricia a încercat să-i oprească luând dispozitivul detonator exploziv pe care îl purta Dev. Patricia a amenințat că va arunca în aer locul și nu-i păsa dacă murea și ea. Totuși, dintr-o dată din spate, Sidu a luat dispozitivul exploziv și a spus Patricia că își va da loialitatea doar lui Maidan. Se pare că Dev îl adusese să participe la evenimentul sportiv pe care și-l dorea de mult și a oferit și facilități de 5 stele lui Maidan. Sidu îl considera pe Dev mai mult decât un zeu, deoarece doar Dev îi înțelegea dorințele de-a lungul timpului. Totuși, Patricia a spus că Dev a fost cel care l-a ucis pe Nihal și că acesta nu a murit în curs, așa cum știa Sidu tot timpul, după ce Zec i-a spus totul. Auzind asta, Sidu a fost confuz de această afirmație și a cerut lui Dev să explice ce s-a întâmplat. Dacă refuza, Sidu ar fi aruncat în aer locul. Nedorind să fie amenințat, Dev a amenințat că va veni după el și că va apăsa el însuși detonatorul. După aceea, Sidu a ales să apese butonul detonatorului, provocând panică și teamă în rândul celor prezenți. În acea noapte, Sidu s-a trezit undeva și a împrumutat telefonul cuiva pentru a se asigura clar cum a murit fratele său. 4 ani în urmă, în timpul confruntării finale dintre Nihal și Dev, amândoi au sărit într-un avion la o altitudine de 12.000 de metri, folosind motociclete și purtând un parașutist în spate pentru a prinde steagul de sub ei. Din păcate pentru Nihal, parașuta lui a refuzat să se deschidă, ceea ce a făcut chiar să se prăbușească într-o clădire și să moară. După acel incident, Patricia a fost mustrată de Thomas pentru că a făcut o greșeală foarte gravă. Apoi a cerut insignia și a suspendat-o pe Patricia pe termen limitat. Sid, cel de-al doilea, a sunat-o pe Alia și era foarte furios pe ea pentru că l-a informat în secret pe Dev că Sid s-a întâlnit cu Patricia. Sid credea că ea îl iubea, dar iubirea lui era neîmpărtășită la scurt timp după aceea. Patricia era acum într-un bar pentru a-și calma mintea și l-a întâlnit și pe Sid, care părea foarte frustrat de ceea ce i s-a întâmplat. Sid a forțat-o pe Patricia să-i spună ce s-a întâmplat cu adevărat cu moartea fratelui său. Dacă fratele său murise într-adevăr într-un joc, Sid ar fi acceptat cu bunăvoință. Acestea, Patricia nu a putut explica pentru că se simțea trădată de
el, ceea ce a dus la suspendarea ei de la locul de muncă. Dacă Sid voia să afle adevărul și de asemenea voia să știe unde se află plutonul, era doar o singură persoană care putea explica, și nume Mark. Dar pentru asta Sid trebuia să se întoarcă la Maidan și să participe din nou la jocurile de acolo. La scurt timp după, a doua rundă a jocului a fost reluată, iar publicul era foarte entuziasmat să-și vadă campionii în acțiune din nou. Dev a explicat apoi jocul pe care trebuiau să-l joace în această a doua rundă, unde vor fi urmăriți de 200 de câini sălbatici flămânzi, iar toți participanții vor putea patina cu rotile pentru a scăpa de acești câini sălbatici. În această cursă, fiecare va fi asociat cu un profesionist care nu le va împiedica jocul. Participanții vor fi legați de partenerilor respectivi, iar țintele câinilor erau să adulmece hainele partenerilor lor. Existau 7 steaguri în castel, iar după obținerea steagului, cușca protectoare ar învălui participantul și ar califica participantul pentru a treia cursă. Cu toate acestea, pentru a câștiga această cursă, participanții trebuiau să găsească steagul alb păzit de un curent electric care putea să-i omoare pe participanți. Acest al doilea joc vine cu un premiu de 240 de milioane de dolari, iar ceilalți participanți beneficiază și de eliminarea lui Sid. Auzind asta, toată lumea nu poate crede, din moment ce jumătate din banii de pariuri erau pe el, determinându-i pe mulți dintre ei să-și reconsidere pariurile. Iată, Sid s-a întors la arena cursei, ceea ce i-a făcut pe toți să-i menționeze numele. Sidul a întâlnit apoi pe Dev și a spus că a venit acolo să concureze în Maidan și nu vrea niciun fel de probleme. Dacă fratele său a murit într-o cursă, Sid doar accepta asta. Cu toate acestea, dacă va afla că fratele său a murit din alt motiv, va căuta răzbunare pentru moartea lui Nihal. Cu toate acestea, Dev nu era interesat de ceea ce Sidu a spus sau a vrut. Atâta timp cât nu-și dorea prezența lui, ar fi fost inutil. Cu toate acestea, Mark a făcut brusc un anunț important acolo, declarând că dorințele și interesele fanilor și telespectatorilor din întreaga lume, precum și ale membrilor fondatori ai Maidanului, au decis să-i permită lui Sidu să participe la cursă. Toată lumea este foarte fericită să audă asta, dar nu și Dev, deși nu-l deranjează dacă toți vor ca Sidu să joace. Problema în acest joc este că trebuie să fie în perechi. Dev le oferă apoi tuturor celor de acolo posibilitatea de a lucra ca un trădător și Alia se oferă să fie partenera de joc a lui Sidu. Meciul a început în cel din urmă și toți participanții au împrăștiat pentru a găsi locația steagurilor de acolo. La scurt timp după a avut loc un meci palpitant acolo, după ce unii participanți au început să se grăbească să găsească steagurile în acea zonă în timp ce erau urmăriți de câini. Pe rând, participanții au început să eșeze în acest joc deoarece câinii se mișcau rapid pentru a-i vâna. După aceea unii participanți au preferat să ia steagul roșu decât să fie mușcați continuu de câinii care urmăreau. Ce rămăsese acum era steagul alb, care era ultimul bilet pentru a avansa în runda următoare și de asemenea câștigătorul acestui joc din a doua rundă. În acel moment, Sidu i-a spus Aliei că trebuie să-și asume acest risc, chiar dacă ar putea ucide pe amândoi. Alia a respectat apoi cererea lui Sidu și a sperat să recâștige încrederea lui. La scurt timp după, Sidu a reușit să ia steagul și a câștigat acest joc din runda a doua. Toți cei care au asistat la victoria sa au fost foarte fericiți că campionul lor a câștigat în sfârșit acest joc din a doua rundă. Între timp, Mark a fost văzut vizionând un videoclip de la ziua de naștere lui Dev când era încă mic. La scurt timp după, Dev s-a apropiat de tatăl său cu subalternii săi complet înarmați și au statici tot subalternii lui Mark. Scopul lui Dev acolo era să discute despre viitorul Maidanului cu un mic joc pe care îl pregătise. Se pare că vodka lor preferat era în aceste 4 pahare, iar unul dintre ele însemna moarte pentru ei. După aceea au băut pe rând vodka și au fost sinceri cu sentimentele lor. Mark a spus că chiar dacă în cele din urmă va muri bând ultimul pahar, mai erau încă 4 alți lideri care vor continua să controleze Maidanul. Cu toate acestea, Dev a cerut tatălui său să nu-și facă griji, deoarece a avut grijă de toți aceștia și a luat amprentele lor. Ceea ce rămăsese acum era doar amprenta tatălui său, însă încât Dev nu putea să controleze complet Maidanul. Se pare că nu era niciun fel de o travă în fiecare pahar de vodcă, pentru că la urmă ori Mark era tatăl său și Dev nu avea intenția de a-l ucide. După aceea a ordonat lui Zex să-l ducă pe tatăl său undeva. A doua zi s-a întâlnit cu Thomas pentru a-i da o servietă plină cu bani, de obicei Mark ar fi dat banii, iar Dev a spus că tatăl său era în Elis. El i-a arătat de asemenea ceva lui Zec, planificând să cumpere o țară după ce tranzacția cu plutoniul avea să reușească pentru continuitatea Maidanului. Între timp, Alia, care a întâlnit pe Sidul la sediul Maidanului, a spus că Mark era acum în Elis. Aparent, i-au obținut informații la prietena ei, care lucra ca animatore și care au obținut informațiile de la Thomas. După aceea, Sidul și Patricia căutau acum amândoi informații spre ce era Elis și au realizat că era un port unde Mark era ținut captiv de Dev. Amândoi s-au întâlnit la port unde se afla un container marcat cu Elis. În interiorul containerului, Dev l-a ascuns pe Mark. După ce l-au salvat cu succes pe Mark de acolo, Sidul a început să cerceteze adevărul din spatele morții fratelui său. Mark a povestit apoi despre ultima cursă dintre Dev și Nihal, unde Dev a sabotat parașutul lui Nihal. Aparent, Mark știa acest fapt, dar l-a acoperit pentru că Dev era fiul său. Pe drum, câțiva oameni le-au blocat brusc calea, iar grupul era condus de Zec împreună cu Thomas, care lucrase pentru Dev după ce primise ordine să-l omoare pe Mark. Cu toate acestea, ceea ce Thomas nu știa era că Zec lucrase pentru Mark tot timpul, care apoi l-a sugrumat până la moarte. După aceea, Mark a furnizat informații pe locația și codul pentru plutonul lui Dev, dar cu condiția de a nu deranja niciodată Maidanul, pentru că Maidan era întotdeauna spre joc. La scurt timp după, Patricia împreună cu subordonații au ajuns cu succes la locația plutonului și l-au securizat pentru a nu cădea în mâinile greșite. Dev a primit de asemenea vestea că Zec l-a trădat și că plutonul său a fost luat de poliție, care știa
locația de stocare a acestuia. Evident, acest lucru l-a făcut PD foarte furios, determinând să facă ravagii strugând totul. La ceva timp după a început runda a treia jocului și toți jucătorii erau pregătiți să meargă la locația unde se desfășura jocul. Cu toate acestea, pe drum au ajuns într-o locație diferită, unde toți participanții au coborât din mașina blindată și l-au lăsat pe Sidu încă înăuntru. Se dovedi că cei 7 participanți au fost împușcați de oamenii lui Dev, lăsându-l pe Sidu în viață. După aceea, Dev le-a spus tuturor spectatorilor că cei 7 concurenți s-au predat și nu știa de ce au făcut-o. Auzind asta, Sidu s-a supărat foarte tare pe Dev pentru că a făcut toate acestea prietenilor săi. Cu toate acestea, Dev a spus că nu era visul lui Sidu pentru că el a transformat în realitate, pentru ca Sidu să devină campionul jocului. Dar Dev a adăugat că fiecare vis are un preț și fiecare vis pulberat vine cu un preț mare. Totuși, Sidu nu a vrut această victorie ușoară, așa că a ales să-l provoace pe campionul în exercițiu la o cursă cu el. Conform regulilor, câștigătorul poate provoca campionul în exercițiu. Așadar, Sidu a promis că va câștiga acest joc și va răzbuna moartea fratelui său și a prietenilor săi. După aceea, operatorul a explicat jocul pe care amândoi aveau să-l joace. Cursa începe de pe vârful muntelui pentru a recupera steagul de pe vârful stâncii. Apoi participanții intră într-o peșteră veche de 700 de ani, trec prin pădure și apoi se întorc în oraș. Această cursă nu-i provoacă unul pe altul, ei joacă doar contra timpului și încearcă să scape de o bombă care va exploda la 20 de minute de la începutul cursii, iar cheia pentru a dezactiva această bombă era într-o cutie după ce au reușit să introducă steagul acolo. Nu a durat mult și cursa a început, cu Sidu și Dev încercând amândoi să ia steagul de pe stâncă. În acel moment, spectatorii erau încordați urmărindu-le acțiunile acolo. Dev a reușit apoi să ia steagul și a luat rapid o bicicletă pregătită pentru ei să meargă la locația liniei de sosire. În tunel, Dev a jucat murdar, lovind bicicleta lui Sidu făcându-l să cadă. Cu toate acestea, Sidu s-a ridicat rapid și a încercat să ia steagul purtat de Dev. După ce au trecut cu succes prin pădure, amândoi au ajuns în oraș, dar dintr-o dată a trecut o mașină și l-a lovit pe Sidu făcându-l să cadă în mijlocul drumului. După aceea, Sidu s-a ridicat imediat, amintindu-și de promisiunea făcută de Nihal că va câștiga acest joc. La scurt timp după, Sidu a arătat o performanță uimitoare înainte de a atinge linia de sosire, a reușit să ia steagul de pe spatele lui Dev cu un salt lateral impresionant. În final, Sidu a ieșit câștigător și a obținut cheia pentru a elibera bomba care îi lega mâna. Cu toate acestea, victoria asta nu a fost suficientă pentru a răzbuna moartea fratelui său, iar Sidu a preferat să-l o provoace pe Dev la o luptă și să-și elibereze toată furia asupra lui, chiar dacă Sidu știa că mai avea doar 3 minute. Osul lui Dev s-a rupt din cauza acelei trântiri, iar Sidu i-a mânat cheia astfel încât să poată fi responsabil pentru toate greșelile sale. Cu toate acestea, Dev a ales să moară mai degrabă decât să îndure rușinea înfrângerii sale. După aceea, toată lumea a fost văzută sărbătorind victoria lui Sidu în arenă, inclusiv părinții săi care erau foarte fericiți să-și vadă fiul în viață după cursă. S-a dezvăluit că adevăratul scop al lui Sidu pentru a participa la joc a fost descoperi adevărul din spatele morții lui Nihal.